E asta, iartă-mă. Floricica noastră l-a provocat pe prietenul nostru Zoli, tot la o partidă de tenis de masă. Păi nu era cântăreț, percuționist. Ei, da, dar acum e o perioadă mai relaxată. Anul trecut a avut două cântări, anul ăsta a mai rărit-o. Și cântă la paletă. Nu, e una din pasiunile lui și a învățat foarte aproape de casa lui, de la un veteran al acestui sport. Cum sunt șahiștii în Cismigiu, să știi că sunt și oameni care joacă extraordinar de bine tenis de masă. Foarte multe lucruri despre Zoli tot. Da. Dubios de multe. Da. Bun. Amândoi știm foarte multe lucruri, doar că nu le zicem niciodată la televizor. Am copilării practic împreună. Corect. S-ar putea spune. Eu am crezut că e un meci de adevăratele și am crezut că Flori e specialistă la sportul ăsta. Vezi că dă cu stânga? Știi că dă bine și cu dreapta. Eu văd, dar nu știu ce să spun. Flori, cât e scorul până acum? Bună dimineața, Răzvan, bine v-am găsit. Încă nu ținem scorul aici în sala de tenis de masă, dar trebuie să vă spun că Zoli are o pasiune pentru acest sport încă de acum 8 ani, nu Zoli, de 8 ani joci tenis. De vreo 8 ani vin regulat la o sală de tenis de masă. Și mă bucur tare mult că nu mi-a dispărut plăcerea și pasiunea pentru sportul ăsta. E unul dintre sporturile pe care ar trebui să le practice fiecare muzician și mai ales percuționiști, pentru că e un sport, după cum vedeți acolo, în care trebuie să ții ritmul foarte, foarte bine și trebuie să ai o concentrare foarte, foarte mare asupra ceea ce faci. Cine ți-a pus prima dată ție paleta în mână? Dacă e să vorbim despre copilărie, nici nu mai știu cine a fost, dar într-o sală profesionistă de tenis de masă a fost maestrul Vasile Fodoran, care după mulți ani a devenit unul dintre cei mai buni prieteni ai mei, un antrenor emerit de pe mâna căruia au ieșit mulți campioni naționali, europeni și poate chiar mondiali. E un avantaj foarte mare să știi, Floriana, când joci alături de jucători foarte, foarte buni, la masă îl avem pe Istrate, unul din Istrate, viitorii, da? Viitorii campioni ai României, pe George, care antrenează viitori jucători. Contează foarte mult că acest spirit încă există și că sportul poate modela, foarte mult caractere și multe lucruri după ce vorbim despre fizic. Cum îi ajută pe copii? Vreau să aflu în acest moment acest sport. Bună dimineața, George! Neața! Cum îi ajută pe copiii sportul? Îi ajută în dezvoltarea lor profesională, îi ajută atât pe copii cât și pe adulți care practică sportul ăsta. E un sport care practic e un pahar de sănătate, poate fi jucat în orice anotimp. E un sport care te modelează, e un sport care îl recomand tuturor copiilor, cât și amatorilor, să-l practice cât mai des posibil. Nu ai decât beneficii de la acest sport și e un sport care, încă o dată, poate fi jucat în orice anotimp. Mi-arăți și mie servata minune? Cât timp eu mă duc să stau de vorbă cu Andrei? Ia, hai să vedem cum și este. Și o servă nerecomandată cardiacă. Deci, atenție. Ia, să vedem. Nu a fost atât de greu, nu? Sau atât de rău, putem spune. Bună dimineața, Andrei! Bună dimineața! De cât timp faci tenis de masă? Practic tenisul de masă de la vârsta de 7 ani, adică de 8 ani de zile. Și sunt foarte fericit că practic acest sport și că am ales să fac performanță în acest sport. Cine ți-a pus prima dată paleta în mână? Prima dată mi-a pus paleta în mână antrenoarea Andreea Măciucă. Acum este plecată în Luxemburg și a făcut un cabinet de psihologie și merge foarte bine acolo și îi mulțumesc pentru asta. Și nu știu. Cum ai ajuns? Cine te-a dus de fapt? Asta te întrebam. Părinții, tata, da. Mama? În clasa 1 îmi doream să fac foarte mult un sport și îmi doream să fac fotbal, doar că cel mai apropiat club de fotbal era la vreo 3 km și tata și mama nu erau acasă, așa că nu aveam cum să merg. Iar într-o seară am mers cu tata la Viva Sport, o sală de tenis de masă, și l-am rugat pe tatăl meu să mă înscrie, iar tata din prima, fără nicio ezitare, a spus da, te înscriu. Și așa a început povestea mea minunată în acest sport.
Zoli, vreau să mai întreb pe tine. El are și un frate care joacă foarte bine. De obicei, în, cei care se apucă de tenis de masă sunt virusați de acest sport și generații întregi joacă. Probabil cei care merg la fotbal și consideră că mingea pentru ei e prea mare, asta poate fi o soluție de criză. Pe tine te ajută sportul acesta să te întreții? Păi, mă ajută foarte mult pentru că, în primul rând, sunt niște oameni de calitate cei care vin în aceste săli. Mă ajută foarte mult la ceea ce înseamnă concentrare, mă ajută să mă relaxez. Da, mă ajută mult, mai ales în perioada asta când pregătim, chiar dacă este pandemie, pregătim concertul cu Young Beats. Asta vreau să întreb, copii. Copiii sunt foarte bine, eu lansez album în început de decembrie, deci lucrurile merg bine. Dacă să meargă bine și într-o perioadă din asta destul de critică pentru sănătate, e foarte bine să practici un sport, oricare ar fi acela. Eu, bineînțeles, aș recomanda tenisul de masă pentru că se poate juca și indoor și outdoor și nu trebuie de fiecare dată să câștigi. Asta o spun eu pentru că de cel mai multe ori pierd aici în sală, îți dai seama. Hai să vedem în... Mare meu noroc este că ai venit tu azi. În această dimineață, cine câștigă această partidă dintre noi doi? Până atunci, băieți, eu mă întorc la voi în studio, rămân aici cu Zoli. Mi-ar plăcea să te bat, dar mi-e frică de ce au după aia și nu, dai seama, nu vreau să risc absolut nimic. Mai am minci, stai liniștită. E un covor de minci sub ei. Sunt de mult timp la cadru. Să ne aduci, Floriana, câteva, să facem o fumigenă. N-am mai făcut de mult. De când am dat foc aici în platou. Hai să facem. Fumigenă. Floriana, să ne aduci două minci. Facem, facem challenge. Ce-ți mai trebuia? Ala de la pachetul de țigări? Nu, îți trebuie staniol și staniol. Ah, dacă n-aveai staniol, foloseai, pe vremuri era, țigările erau învelite în staniolul ăla dubios. Depinde ce avea Zoi. Noi aveam la Reșița ciocolată, alte lucruri. Scuze. Păi da, și staniolul nu-l foloseam la fumigene, îl foloseam să prindem sârbii, puneam pe antena de... Pe dipol. Pe dipol, da. Da. Ați zis că Floriana ia interviu în timp ce joacă cu mâna stângă tenis de masă? Voi niciodată nu... Asta nu-mi place la voi, că voi nu... Apreciem. Nu apreciați exact calitățile colegilor noștri reporteri. Doar duță în sus, duță în jos. Și eu am fost surprins să-l văd pe Zoli făcând două lucruri deodată. Să joace, să și vorbească. Într-o altă limbă. Glumele noastre, da. Are pe album niște sunete captate și apoi sintetizate, niște mingi de tenis de masă lovite în niște crătiți de bucătărie. Știi că el are un album Home Alone, se cheamă. Și toate obiectele de prin casă, el fiind singur o lungă perioadă de timp și având grijă de fete, da. A făcut un album, sunetele fiind luate din pasiunile lui și crătițele pe care cică nu le spăla și mai mult le lovea, le folosea ca instrumente. Jucați tenis de masă? Jucați? Da, în tinerețile noastre, când nu jucam... Jucai? Băi, termină că aveam în fața la 23 august, aveam două mese. Era una la 23 Sile... august, nu stadionul, bulevard. Una la Sile... La jos, la Sile, la Țuțu. Lasă dacă jos. Aveți jucați. O ascundam, bineînțeles. Cine juca? Păi de unde crezi că am brațele astea? De la cărat masa pentru oia mari. Ce vorbi? Deci, ce mă enerva cel mai tare, căram la masă și o montam, că era din piese, vă dați seama, era făcut artizanat. Căram masa și o montam o oră și după primele patru mingi veneau oia mai mari. Băi, hai că voi aveți timp mai târziu, noi ne grăbim. Două, trei seturi și plecăm. Uite așa braț am făcut. Da, noi jucam la Gen 6, la masă de beton. Da, și masă la un moment dat se spărsese masa de beton și avea o gaură aici în dreapta și na, cumva o puneam la, cum se cheamă, natură moartă sau cum ziceai. Da. Și cu asta, bine, n-am avut palete, am avut unele traforate, ni le-am traforat noi și puneam ceva cauciuc peste și cartea de gramatică de a patra, da, petrică, copertată. Petrică era o țineai mai greu, dar aia de gramatică era mai subțire. Da, sau tocătorul mai, că dacă nu ți-l luai peste... Da, cu tocător. A noi se jucam cămin la facultate când am venit, știți cum e coridorul așa, la un moment dat se cheamă, era un buzunar, adică lipsește o cameră. Și în camera aia lipsă s-a montat o masă de ping-pong și cine făcea afaceri cu vremea? Hai mă, ăștia jucau tenis de masă. Păi noi alergam după gagici, bă. Asta e un mit, bă. Păi de acolo am picioarele astea. N-a zis că le și prindea. A zis doar că alerga. A stat la cămin? Da, eu am stat la cămin. Mixed sau doar de băieți? Mix, dar Jegos, ce mai eram atât de murdari încât pot să consider că n-am doar băieți. Știi, când l-am luat din cămin, mi s-a făcut milă de el și l-am luat la mine acasă să dormă pe
Fotolib l-am luat pentru că ei câștigaseră o competiție pe MV. MV-ul erau că mine politehnicii. MV1 sau MV2. MV2. Câștigaseră competiția detașat. Cine face cel mai înalt gunoi pe perete? Adică pornind de la coșul de gunoi. Turnul de gunoi, da. Cine înalță cel mai bine, erau 2,80 m au făcut de erau gunoi. Erau 4 băieți de la construcție, eram fraier să pierde. Da, plus mirosul pestilențial care m-a convins să-l salvez. Și de atunci ăsta mi-e mulțamul.